Kievul se vedea fi superb. Din nefericire, în momentul în care ne uităm la imagine din dronă din alte orașe, cum arăta înainte și cum arată astăzi, pur și simplu te întreb dacă e de fapt același loc. Au fost bombardate într-un asemenea hal, încât nu se mai recunosc pur și simplu. Așa ceva nu s-a văzut de la al doilea război mondial. Doamnelor și domnilor, New York Times vorbește despre o armă, dar noi o să vorbim despre mai multe în această seară, pe care l-ar putea folosi pentru cucerirea Kievului. Și sigur că întrebarea dacă vor face ceea ce spunea secretarul general al NATO să folosească o armă chimică, asta s-ar putea întâmpla în Kiev sau nu, ne vor spune analiștii militari. Haideți să vedem ce dă New York Times ca fiind o armă misterioasă pe care au văzut-o la sol și desigur că vom încerca să analizăm aceste informații cu analiștii noștri militari și cu oamenii care cu adevărat au informații. Înainte de toate, domnule ministru Diaconescu, prezența celor trei prim-ministri în această seară este tocmai pentru a încurca să dea drumul la asalt? Prezența celor trei prim-ministri este una foarte interesantă. În primul rând, nu este grupul de la Visegrad, pentru că lipsește Slovacia și este, în schimb, Slovenia și prezent. Ungaria. Și Ungaria, ca parte a grupului de la Visegrad. În al doilea rând, cei trei prim-ministri au mesaje din partea Germaniei și a Franței. În al treilea rând, cei trei prim-ministri exprimă și poziția Consiliului și a Executivului, adică a Comisiei Europene, în discuția cu Zelenski. Cei trei prim-ministri, și asta este o informație, mă rog, nu foarte fericită, discută cu Zelenski situația în care Kievul ar cădea. Pentru că în condițiile în care Kievul ar fi ocupat de Federația Rusă sau pus într-o stare de asediu, pentru că se pare că nici rușii nu-și doresc un război casă cu casă în Kiev, pentru că aceasta ar fi o situație absolut îngrozitoare, se pune problema unde și în ce fel de organizare va pleca conducerea politică. Domnule ministru, vă întrerup aici, pentru că acum întrebarea este dacă o să cadă sau nu Kievul, dar cei care sunt un pic mai pesimiști, nu știu dacă și mai realiști, vin și spun: întrebarea este dacă o să cadă Kievul, ci când o să cadă, cât rezistă Kievul. Care e întrebarea corectă? Întrebarea corectă este căderea Kievului este o chestiune subsecventă unei schimbări politice. Ce s-a întâmplat la Mariupol, adică l-am luat pe primar, l-am arestat și am adus un alt primar, spunând luați situația așa cum este, este un fapt împlinit, în mic se încearcă să se proiecta în mare la Kiev. Și față de o astfel de situație, deci față de schimbarea politică în capitala Ucrainei, partea europeană, prin trimișii săi, încearcă să găsească variantele de răspuns, evident, împreună cu Zelenski. Credeți însă că, în ciuda curajului, eroismului, chiar și a pregătirii militare pe care o au cei din Kiev, că în momentul de față nu sunt chiar înconjurați, dar aproape, e greu să mai vină alții să-i ajute. Da. Credeți că vor putea rezista pe termen lung? Nu, pe termen lung probabil că nu vor putea rezista. Problema în sine este cea legată de conducerea politică. Ce fel de semnal se dă în momentul în care Kievul își pierde conducerea politică a Ucrainei? Și din acel moment discuția se poartă în alt plan. Sigur, se pune problema mutării, eventual, dacă Kievul va cădea, conducerii politice la Lvov. Problema e că în partea de vest, dinspre Kiev spre vest, trăiesc minoritățile ucrainene, etnice, cu cetățeni ucraineni, dar de etnie slovacă, română, ungară și mai ales poloneză. Deci din state NATO. În momentul în care practic aceleași atitudini, anume de a practic mai mult de a speria populația și de a lovi în civili decât a lovit infrastructura militară, așa cum s-a anunțat de la început. Gândiți-vă că acești etnici, într-o formă sau alta, vor transmite statelor mamă cererea de ajutor. Și s-ar putea ca paradigma politică să fie altă. Doamnelor și domnilor, în doar câteva secunde vom prezenta niște imagini de ultimă oră. Nu au fost văzute niciodată în România și probabil că în momentul acesta vor fi preluate și de alte instituții media internaționale. Însă, ceea ce veți vedea pe aceste imagini satelitare, apropo de asaltul asupra Kievului, ne arată niște forțe navale substanțiale, majore, ale Rusiei,
care includ, ne vor spune militarii, mai multe nave de război, care avansează în zona Odessa, o zonă foarte importantă. Vă aduceți aminte ce spunea generalul Petreu, fostul șef al CIA, dar când de Odessa, foarte posibil să meargă spre Republica Moldova, să meargă către o zonă care pe noi ne interesează foarte mult. Și de asemenea vom vedea niște imagini din Kiev, pentru că în momentul de față Kievul este, doamnelor și domnilor, unul dintre punctele esențiale a ceea ce se întâmplă. Haideți să, colegii mei, când aveți aceste imagini, vă rog să mă anunțați. Până atunci însă, aș vrea să întreb pe domnul general și cine vrea să ne spună, iată articolul din New York Times. Vă face analiza mai multor tipuri de armament pe care Rusia l-a pus la sol pentru a da asaltul asupra Kievului. Vă rog să veniți. Colegii mei, aveți gata articolul New York Times? Acesta este. Și jurnaliștii de la New York Times, extrem de serioși, vorbesc despre acest armament, această muniție misterioasă. Ce fel de rachete sunt acestea? Iskander. Alexandru. De ce sunt ele misterioase pentru americani? Ce pot face? Nu sunt misterioase. Ele sunt rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, în sensul că raza lor de acțiune este de 500 de kilometri, cu viteză de 6-7 Mach, de 6-7 ori viteza sunetului. Există vreo 7 variante în producție. Fiecare poate fi fiecare variantă cu specificul ei și, în același timp, ele pot fi încărcate. Deci, cum știm, o rachetă este un vector care are o zonă de încărcare cu încărcătură convențională, încărcătură nucleară, încărcătură chimică, cu toate că Rusia a spus în 2017 că a distrus întregul stoc de arme chimice. Două rachete, fiecare poate fi dirijată independent, sistem de ghidare inerțial, adică vede singură, calculează, un computer de bord calculează în funcție de harta pe care o are încărcată, în funcție de giroscoapele și accelerometrele pe care le are și în funcție de legătura pe care o are cu satelitul, calculează unde merge și există traseul parcurs și există variante care pe ultima parte a parcursului, a traiectoriei, au și ghidare prin TV, astfel încât posibilitatea, prognoza lovirii crește. Se ajunge, cum îi spune, raza de împrăștiere, adică raza pe care unde ea poate să ajungă punctul de impact, apropo de punctul dorit, poate avea o rază medie de, atunci când ghidarea se face prin televiziune, de 30-70 de metri. Dacă îmi permiteți, întrebarea era legată de asta, nu știu dacă ați văzut, faptul că pentru prima dată, zic, americanii, cred că au zis, în cazul de față, rachetele astea aveau în zbor, din ele mai ieșeau cumva niște rachetele mici de 30 de centimetri, care să părăse, care să păcălească. Acasă scrie și acolo, uitați, to evade... Decoy. Să vă dau câteva informații suplimentare ca să ne răspundeți. Ei au descris ca fiind niște chestii mici, foarte electronizate. Doar o secundă ca să ne elucidați dumneavoastră, domnul general. Da. Oficialii serviciilor secrete americane au descoperit că rachetele balistice lansate de Rusia în Ucraina conțin o surpriză. Momeli care păcălesc radarele de apărare antiaeriană, scrie New York Times, da? Dispozitivele au fiecare aproximativ un metru lungime, au forma unei săgeți și sunt albe, cu o coandă portocalie, potrivit unui oficial din serviciile de informații american. Acestea sunt eliberate de rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune, Iskander, pe care Rusia le trage din lansatoarele mobile de peste graniță, a spus oficialul, atunci când racheta simte că a fost vizată de sistemele de apărare aerian. Fiecare dispozitiv este plin de electronice și produse și semnale radio pentru a bruia sau falsifica radarele inamice care încearcă să localizeze aceste rachete. Evident. Există și niște fotografii că au... Deja le-au găsit chestiile alea mici. Primele... Săgețile alea, rachetele alea. Se știa despre Iskander că, spre deosebire de alte rachete balistice, poate să-și modifice traiectoria balistică în ultima fază, astfel încât să scape de rachetele urmăritoare, de rachetele antibalistice. Aceste decoy-uri, aceste zone care acoperă, ce fac ele? Să spunem de exemplu că o rachetă antibalistică ar avea
Ținte false. Mă iertați? Ținte false. Ar avea o probabilitate de lovire de 100%. Să pornim de la această premisă. Cu acest edicor, dacă am încă unul, probabilitatea de lovire scade la 50%. Dacă am încă, în total sunt 4, 3 decoiuri și cu racheta în sine, probabilitatea de lovire scade și mai mult. Asta pe de-o parte. Deci pentru asta sunt folosite. Pe de altă parte, alte mijloace radioelectronice de acoperire a rachetei împotriva bruiajului pot fi și acele zone. Acestea sunt chestiunile dispozitivelor. Pentru că ele trebuie să aibă neapărat, să aibă căldură, astfel încât rachetele în infraroșu și rachetele antibalistice se pot ghida prin radar, da? Radiolocație în cap, prin infraroșu, se duce după motor. Pentru cele care sunt ghidate prin radar, rachetele antibalistice, atunci există un alt tip de decoy. Înainte era un fel de stanivol care, în funcție de frecvența pe care lucrează radarul, acele fâșii de staniol se taie în lambda pe 2, lambda pe 4, dacă lucrează în simetric sau nesimetric, și acele radarul nu mai poate, vede un nor, tubul se opacizează și radarul nu mai vede cu adevărat unde se găsește racheta, astfel încât să poată ca această rachetă să poată fi interceptată. Americanii spun că rușii au mai tras cu Iskander de ăsta și în Siria și pe unde au mai tras ei. Dar spun că dispozitive de astea n-au mai existat până acum. N-au mai existat ceva nou. Ele ar putea să ajute esențial în captura archivului, că să lovească cu aceste rachete. Mai ales că, iată, nici măcar nu sunt depistate de către ucrainieni pentru a face propăd în Kiev. Întotdeauna este bine să spunem că există o luptă între rachete și contrarachete. Uneori câștigă racheta, alteori câștigă sistemul anti. Nu spun că ucrainienii l-au, evident. Aceste rachete pot să lovească de la distanță anumite obiective din Kiev. Dacă raza de împrăștiere, probabilitatea, raza de împrăștiere de 30 de metri, asta înseamnă că din punctul unde vrea, 30 de metri, puterea rachetei trebuie să fie atât de mare, încât chiar dacă ea se duce la 30 de metri mai încolo de locul de impact dorit, distrugerea să aibă loc. Este o rachetă de precizie, dar nu este de cea mai înaltă precizie, adică nu se găsește în acea panoplie de rachete care, după cum se vorbește, îți intră pe fereastră. Nu suntem într-o asemenea situație. Nu sunt rachete de croazieră, asta e ideea. Asta este balistică. Păi asta spun. Da. Nu sunt rachete de croazieră care au precizie. Rachetele de croazieră sunt niște avioane care sunt încărcate cu încărcătură, dar nucleară sau convențională. Haideți să arătăm foarte pe scurt și vom detalia după pauză care sunt armele pe care rușii le-au la dispoziție pentru asaltul asupra Kievului și asupra orașelor. Aici ce avem, domnule? Aici avem probabil un elicopter Mi-28. Acestea sunt rachetele care, lansate din elicopter, încearcă să ducă o amenințare balistică de la sol către aceste rachete și nu către este elicopter. Aici contramăsurile sunt aceleași, numai că noutatea este că rușii au reușit să le pună mai nou pe rachete balistice. Până acum erau doar pe aparate de zbor. Deci acestea se numesc flare-uri și racheta de la sol, se duce în motor, alege, da, una dintre acestea, evident că poate să aleagă și motorul, dar vă dați seama, probabilitatea scade în funcție de numărul de aceste ele se numesc capcane termice, în engleză flares, dar sunt capcane termice. Vreau să vă mai arăt ceva. O să discutăm după pauză. Acesta este arsenalul pe care rușii îl folosesc în Ucraina. Aici. Veți vedea aici de ce aceste arme sunt importante înțeles. Haideți să vedem ce spune secretarul general al NATO. Domnul Stoltenberg vorbește astăzi într-o conferință de presă despre iminența unui atac chimic. Atenție! Ce înseamnă asta și ce efecte ar putea să aibă un astfel de atac? Vom vorbi despre acest lucru. Vom vedea de ce și-a întărit Putin paza și a fortificat-o practic. Cine îl vânează? Și vreau să-i rog pe colegii mei, aveți imagine satelit pe care vi l-am trimis? Pentru că avem o colecție de imagini în premieră pe care vreau să le analizăm, pentru că aici ar putea să fie cheia. Spre Odessa sunt nave de război foarte serioase, aici avem Kievul, dar vreau să vedem dacă aveți Odessa, dacă nu o să vedem după pauză, avem foarte multe imagini satelitare care arată